Salutare, dragule! Ia zi cu ce te Salutare, putem salutare. ajuta noi azi. Da, În afară eu mă de bucur. favoruri fizice, nu facem. Îl facem de toate. Am înțeles. Super, pentru că nici nu mă gândisem să solicit vreunul. Eu mă bucur de fiecare oportunitate să întâlnesc oameni inspiraționali și voi vă numărați printre oamenii cu care consider că e important să discut în procesul meu de evoluție. Aș începe cu câteva lucruri care țin de evoluție personală și apoi putem să trecem ușor ușor în zona de business sau știu, în zona de echipă, marketing, management, câteva întrebări din zona asta. O primă întrebare. Care-i rutina de dimineață care îți alimentează performanța în ceea ce faci? Ia zi, Adrian. Tu ce? Mic story, short story aici. Eu am fost un animal nocturn până undeva la 30 de ani. Când din clasa 4 al 5-a mi-am schimbat programul și stăteam noaptea până la 3-4 să învăț. După care, când am ajuns în liceu militar, stăteam pentru că jucam poker. De multe ori ne prindea deșteptarea în armată. Cineva dimineața la ora 6 fără 10 strigă pe hol: deșteptarea! Și noi eram în plin, nu știu, eu aveam careu de aș, prietenii mei careu fulu și ce aveau ei pe acolo. Deci până la 30 de ani am fost animal de noapte, după care în ultimii 10 ani am început să mă trezesc dimineața din ce în ce mai devreme. Astăzi mă trezesc la ora 6, absolut în fiecare zi, când e sâmbătă sau duminică. Ora 6 cel mai târziu, mai sunt și zile în care mă trezesc mai devreme. Și, na, pe lângă rutina zilnică, duș, igienă, baie și așa mai departe, cafeaua, evit mail-urile, dacă ajung la birou undeva maximum 30 de minute. Pentru că am și disciplina militară, totul este foarte, foarte rapid. Evit mail-urile dimineața și în special evit să răspund la mail-urile astea tranzacționale, unde trebuie să dau tot felul de insight-uri, le amând pentru după ora 12. Dimineața este, din punctul meu, sau pentru mine, este zona de creativitate. Deci orele de la 6:30 până în jur de ora 9 sunt cele 2 ore jumate, 3 ore în care fac, nu știu, simt că fac lucruri cât pentru o săptămână de multe ori. Deci tot ce ține de creativitate, tot ce ține de creștere, tot ce ține de strategie, tot ce ține de analiza jurnalelor și tot felul de cifre, indicatori pe care le primesc. Da, am și OCD, obsesiv, o mică obsesie, sunt cu cash flow deschis, e primul lucru, de fapt, din toate lucrurile pe care le fac. La ora, de fapt, da, eu le verific de la 6:30, dar la 8:30 încep actualizarea datelor și la ora 8:35, 9 fără 20, verific cash flow, sordurile în bănci, estimări, ce s-a întâmplat săptămâna trecută și așa mai departe. Deci, program destul de riguros, aș spune, disciplinat. După amiaza încep și sunt mai flexibil, dar dimineața este foarte, foarte importantă pentru mine, la fel cum este seara și ora de culcare, adică îmi place foarte mult să dorm, să mă odihnesc. Da, interesant. Eu am trecut prin multe rutine de dimineață. Mi-aduc aminte că am avut, la fel cum zicea Adrian, cu nopțile pierdute, am avut 2 ani și ceva în care cred că vedeam soarele sau lumina zilei o dată pe săptămână. Mă trezeam pe la 6-7 seara. Lucram până dimineața la 6, luam cina mea la ora 6, atunci deschidea la McDonald's în București, de-am București atunci. Ne-ai și Nescu Cola? Cum? Nu. Ne-ai și Nescu Cola? No. Nu, no, doar foarte multă, foarte multă cafea. Și apoi am trecut pe partea cealaltă în care am început să mă trezesc dimineața, a fost un exercițiu interesant. M-am trezit foarte mult timp la ora 5, ca și cum ora 5 ar fi fost o oră magică de trezire.
crezând că asta îmi va da performanța maximă. Apoi m-am trezit la ora 4, ceea ce a fost și mai interesant, să mă trezesc la ora 4. Acum, ceea ce am realizat este că ora de trezire nu face o foarte mare diferență atât timp cât ești în controlul timpului tău. Pentru foarte mulți oameni au nevoie să trezească la ora 5, la ora 4, la, să zicem, la ore foarte devreme, pentru că doar în orele respective, să zicem 5, 7, 8, ei sunt în control 100% pe timpul lor. Și atunci, dacă doar în orele alea poți să fii 100% în control pe timpul tău și să fii tu cu tine undisturbed, atunci trezește-te cât mai devreme. Dacă poți însă, ceea ce am observat este că dacă poți să fii în control pe timpul tău și să te trezești la ora 10 și să fii în control pe timpul tău până la ora 1, trezește la ora 10. Nu va face nicio diferență în productivitate sau în ceea ce faci. Însă, pentru structura noastră socială, de cel mai multe ori de pe la ora 9 încep rahaturile. Așa că recomandarea mea este cu 3 ore înainte să înceapă rahaturile să te trezești. Vezi când îți încep, când încep să fii băzăit, când încep să intre oameni în viața ta, când încep să nu poți să mai fii 100% în controlul timpului și energiei tale. Și cred că cu 3 ore înainte este cel mai sănătos. Adrian râde de mine că eu nu vroiam, la fel când am făcut 30 Days MBA și acum la fel cu podcasturile, eu nu vroiam să le pun de dimineață. Și motivul pentru care nu vreau să le pun dimineață nu este că nu-mi place să mă trezesc, n-am nicio problemă, mă trezesc. Doar că îmi place să mă trezesc și timpul ăla, prima parte a zilei, să fie timpul meu în care nu vorbesc cu nimeni, nu trebuie să răspund la nimeni. Pentru că acolo sunt cel mai productiv, acolo pot să lucrez la proiectele care au cea mai mare importanță pentru mine. Și atunci când vine Adrian și îmi pune la ora 9, ora mea, 10, ora României, îmi pune 30 Days MBA, mi-a stricat o întreagă parte din programul meu cu mine. Asta era problema mea. Acum, ce fac dimineața? Cum mă ridic din pat, îmi fac cafea, asta e... Da, știu, nu e sănătos, nu fi bine, nu m-a deranjat niciodată, mi-a plăcut. Pe mine mă trezește bucuria cafelei. Adică faptul că știu că mă trezesc și urmează să mă să beau o cafea, pentru mine chestia aia este o plăcere. Și n-am de gând să o schimb pentru orice rahaturi de sănătate și ce se transmite. Asta fac. 2. Citesc, însă nu-mi citesc mail-ul, nu prea mă interesează mail-ul. Sunt abonat la câteva lucruri de știri, unde știu că nu-mi transmit părerile lor despre ce se întâmplă, ci doar îmi transmit informația despre ce se întâmplă. Adică asta e ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi spui ce consideri tu că înseamnă lucrul ăla care s-a întâmplat. Și asta o fac vreo 15 minute, după care citesc o carte. Am 30 de minute în care citesc o carte, am mai povestit despre asta, tehnica de speed reading care o folosesc de mai bine de 10 ani. Trec printr-o carte, fie că este o carte nouă, fie că în ultimul timp nu prea mai citit cărți noi, pentru că nu știu ce m-a apucat, cred că în ultimele luni de zile pur și simplu am recitit și am recitit cărțile care m-au impactat cel mai mult și încep să regăsesc din nou valoare în ele și nu prea îmi vine să mă, nu știu, nu am deloc motivație să mă duc să caut ceva nou. Mă mai apucă din când în când prostia asta. Înainte făceam... Plăcerea mea cu sportul, nu mi-a plăcut niciodată alergatul, mi se pare groaznic, n-am reușit niciodată să-l fac. Mersul pentru mine, ok, merg 10.000 de pași pe zi, dar alergatul urăsc din tot sufletul, este criptonită pentru mine. Dar mi-a plăcut foarte mult să ridic greutăți, asta fac de 10 ani de zile. Și am avut mulți ani de zile în care mă trezeam și după ce îmi făceam eu câteva chestii, făceam 30 de minute de weightlifting. Acum
am mutat acest lucru după masa. Și motivul pentru care am mutat acest lucru după masa sunt câteva. Unu, am mai îmbătrânit. Și când îmbătrânești, încep să observ faptul că ți-a mai mult timp să ții plăteala. Băi, lasă-mă în pace. E o diferență atât de mare între 20 și ceva de ani și 30 și ceva de ani în corp, de mă scoate din sărite. Pentru că râzi tu degeaba. Înainte puteam să duc o zi, o noapte și apoi încă o zi de muncă fără să dorm. N-aveam absolut nicio problemă, după care dormeam 12-14 ore și eram bine. Acum, dacă pierd o noapte de somn cu măcar 5-6 ore, sunt pe altă planetă, zici că am luat droguri. Nu mai sunt întreg la cap. Și un lucru din nou care s-a schimbat este faptul că îmi ia mult mai mult timp să mă încălzesc, astfel încât să pot să fac weightlifting safe. Și ceea ce am observat este că dacă pun weightlifting-ul în a doua parte a zilei, sunt deja încălzit, că m-am mișcat, m-am făcut datorită lucrurilor pe care le faci până atunci, te încălzești. Și atunci am mutat partea de sport acolo, în partea respectivă. Însă, eu practic ceea ce am numit fitness snacks. Adică, pentru că fac intermittent fasting de mai bine de 10 ani și asta nu pentru că mă ajută să slăbesc, pentru că nu te ajută să slăbești. Te ajută să slăbești dacă ești un om normal și nu te-a pus să mănânci toate rahaturile cum vine mie să le mănânc. Dar pentru energie și pentru cum mă simt de, nu știu, sunt 7-8 ani de zile de când mănânc prima masă pe la 1-2 și ultima masă pe la 6-7. Și pe parcursul zilei, fitness snacks ce înseamnă pentru mine este să fac 5 repetări dintr-un orice exercițiu. Eu am sala aici, în biroul meu, deschid o ușă și apare sala și asta mă ajută foarte tare. Dar faptul că pot să intru acolo și să fac 10 deadlift-uri cu 150 de kg sau 5 deadlift-uri cu 150 de kg sau să fac row-uri pentru spate, 3, 4, 5 sau să fac 5 squat-uri și apoi să ies din sală, îmi resetează atât de mult energia și îmi dă energie pentru următoarea oră, oră și ceva, o energie foarte bună, încât asta e ceea ce practic. Dar spre deosebire, nu știu, sunt oameni care își mențin rutinele astea exact în același fel foarte mulți ani. La mine se schimbă cam o dată la 6 luni, fundamentele rămân cam aceleași, doar că, cum am zis, se mută sportul de acolo, se mută în altă parte și fac altceva dimineața. Oricum, există o parte de învățare, există o parte de a mă face să mă simt bine și există o parte de informare. Iar apoi, la fel ca Adrian, mă ocup pur de un proiect care pentru mine este foarte important și în care nu trebuie să vorbesc cu absolut nimeni. Asta e prima parte a zilei. După, dracu mai știe, în funcție de ce am în calendar. Okay. Aici îți mai recomand vreau să mai semnalizez un aspect pe care l-am văzut la mulți antreprenori. Băi frate, sunt câte unii, deci nu poți să stai de vorbă cu ei. Telefonul face ca toți dracii în continuu. Dacă întoarce telefonul și îl pune pe silent, începe ceasul și face ca toate alea. Că eu nu înțeleg cum poți să conduci un business când ești bombardat de notificări din toate aplicațiile posibile și imposibile. Eu personal le-am scos pe toate, absolut tot. Telefonul meu nu mă mai notifică de absolut nimic și nici laptopul. Pentru că am disciplina asta, rutina asta. Când vreau să verific mail, de exemplu, eu verific mail-urile în 90 și ceva la sută din timp, nu tot timpul, dar 90 ceva la sută din timp, de 4 ori pe zi. Da? Și am un auto-reply la mail. În momentul în care îmi scriu un mail, vine un reply înapoi
pe care domnul Căzănescu l-a mai sabotat el așa la un moment dat de a stat inima în scăleșiri, prin care te anunți. Păi, vezi că îl citesc de 4 ori pe zi, îți răspund în cel puțin, în minim 24 de ore. Dacă ai o urgență, uite, sună la secretariat sau, dacă e și mai urgent, sună pe soție, dacă chiar arde. În 2 ani de zile a sunat o singură dată, o singură persoană la secretariat. Zona asta de notificări și de bombardare de informații îți aglomerează creierul foarte mult. Nu ai pas să mai stai, să mai poți să mai faci treabă, să fii focusat pe ceva, când creierul te evraște în toate direcțiile. Eu de asta urăsc Apple Watch-ul. Și bun, urăsc Apple Watch-ul că îmi plac ceasurile clasice și sunt o pasiune mea și la revedere, dar unul din motivele pentru care urăsc Apple Watch-ul la maximum este faptul că nu mi-ajunge când țârie telefonul, acum trebuie orice rahat să îl văd. Da, absolut da. Orice, că unul i-a venit, are el o poză interesantă care i s-a părut funny și mi-o trimite și eu trebuie să ies din ceea ce fac ca să mă uit la poza lui, fie că a intrat nu știu ce mail, la fel ca Adrian, să-mi bag picioare dacă știu cum reușesc unii oameni să muncească, pentru că au productivitatea praf, pentru că ei nu-și controlează timpul și atenția. Uh-huh. Cred că răspunsul e nu reușesc. Cum? Cred că răspunsul e nu reușesc să muncească. Am fost prins și eu în treaba asta cu smartwatch-ul, până și în momentul în care m-am observat din exterior cumva, că efectiv în timpul unei conversații, cum suntem acum la discuție, îmi pierd focusul de la ce povestesc, de la omul cu care povestesc, pentru că îmi zbârneie tot timpul ceva pe mână și am tendința, ajunsese deja un reflex necondiționat ăsta, știi? Exact. Să fac treaba asta. Și momentul în care am schimbat și am trecut pe ceasuri clasice a fost acela când, fără ceas la mână, m-am surprins de 2-3 ori făcând chestia asta, pentru că am avut impresia că mi-a vibrat ceva pe mână, că eu de fapt mă atinsesem de ceva pe lângă care am făcut. Și impresia mea a fost că, da. Deci știi ce e interesant? La fel mi-au zis și încă spun, încă se spune chestia asta, că nu poți în ziua de azi fără telefon mobil, fără smartphone. Nu poți să faci business, nu poți să trăiești, nu poți să nu știu ce. E bine, eu când m-am mutat în Spania acum 7 sau 8 ani, într-una din dimineți m-am trezit, era absolut extraordinar afară, vedeam mare, era frumos, era soare, era totul frumos. Și primul lucru pe care eu l-am făcut a fost să-mi iau telefonul și să mă duc cu el în toaletă. Și să stau pe telefon. Și nu știu de ce în momentul ăla m-am enervat atât de tare pe mine încât am luat telefonul ăla, am dat cu el în zid. S-a terminat. Și un an și jumătate nu am avut telefon. Am refuzat să mai am telefon. Acum, când am ales eu să fac asta, tocmai mă mutasem din România în Spania, am lăsasem afacerile acolo. Oamenii deja intraseră în criză că, ok, ce o să se întâmple, pentru că Răzvan nu mai este acolo, nu mai este lângă noi. Și acum, când au aflat că nu mai am nici telefon, ziceai că a picat lumea. Timp de un an și jumătate, a fost absolut perfect. Pentru că orice ce-ți doreai de la mine, îmi dădeai e-mail, te programam pentru o întâlnire, nu mai știu, cred că atunci foloseam Skype-ul. Ne auzeam cât era nevoie, jumătate de oră, după care se termina întâlnirea. Și am continuat să fac acest lucru, inclusiv după ce mi-am luat telefon. Și mi-am luat telefon doar din două motive. Unu, am cea mai proastă orientare spațială din lumea asta. Eu am stat, am locuit, cred că 8, 9 sau 10 ani în București. Și eu nu puteam să merg nicăieri fără GPS. Punct. Nu știam să ajung nicăieri. Și la fel, oriunde m-am mutat, aveam problema asta. Așa că asta era prima problemă, nu știam să ajung nicăieri. Și doi, dacă mergeam cu soția mea într-un mall sau în nu știu ce, și ea vroia să intre în magazinul ăla și eu vroiam să intru în magazinul celălalt, după aia trebuia să ne dăm întâlnire ca pe vremuri, la ceas. Trebuie să ne întâlnim la ora aia acolo, că altfel nu mai dădea de mine, eu nu mai dădeam de ea și erau mari probleme. Astea au fost singurele două motive pentru care eu mi-am luat telefon.
dar nu-mi sună telefonul absolut deloc și când îmi sună și răspund foarte rar, când cred că i-am răspuns odată lui Adrian și în ultimele luni și cred că odată partenerilor mei de la Systems, dar răspund foarte rar la telefon, e și pus să nu sune, dar răspund, nu sunt deloc drăguț când răspund, zic direct zi ce vrei. Nu sunt absolut deloc drăguț, pentru că nu îmi place ideea. Nu îmi place ideea telefonului, nu îmi place ideea de faptul că tu ai o nevoie, mă oprești pe mine din poate ceva care este important pentru mine și mi-ai distrus flow-ul, mi-ai distrus atenția. Și apoi mie mi-a poate încă jumătate de oră sau o oră să revin în locul în care eram după discuția cu tine. Și atunci, ceea ce știe toată lumea este că dacă vrea ceva de la mine, ori îmi dă pe WhatsApp, ori îmi dă pe e-mail și îmi zice am nevoie de atâta timp cu tine, eu îi dau niște ore la care pot și that's it. Iar partea cu WhatsApp-ul, că tot ajungem aici, băi, WhatsApp-ul nu înseamnă că, dacă ai primit un WhatsApp, nu înseamnă că trebuie să și răspunzi la el imediat. Eu nu știu de ce oamenii simt nevoia asta. Simt nevoia ca, cum s-a primit WhatsApp-ul, aoleu, scot din telefon și mă apuc și spun acolo să-i răspund imediat omului. Deși în 90% din cazuri poți să-i răspunzi peste 3 ore și este exact aceeași poveste. Eu îmi tratez WhatsApp-ul la fel cum îmi tratez mail. Uite, ce? Eu am un prieten care a divorțat din cauza faptului că n-a răspuns pe WhatsApp timp de 3 ore la un mesaj. Și nu glumesc, a ajuns la divorț. Crede-mă că n-a divorțat. Deci, au interpretat niște lucruri de acolo, că nu e, da, nu e crede-mă, atent, că nu-i pasă de relație. Da, da, crede-mă că n-a divorțat de aia. N-a divorțat de aia. Da, bine. Aia un cu paharul, aia a fost altceva, dar n-a divorțat de aia. Da, da, evident. La o chestie de genul ăsta, dacă ăla e motiv de divorț, atunci înseamnă că a meritat. Mm-hmm. Exact. Exact. Nu era prea multă încredere în relația aia acolo. Nu. Cam așa, da. Bun, super. Da. Vă dau un mic... Hai că am fost scurs, nu ne-a luat decât 25 de minute contact să-ți răspundem la întrebare. Exact. Este foarte on point, grați. Nu, că deja mă uitam să le prioritizez, știi? No, e ok, e foarte ok, pentru că ne ducem natural în niște zone care mă ajută și cred că ajută pe toată lumea să le afle, pentru că țin de modul în care sau lucrurile care cred eu că fac diferența între ceea ce lumea numește time management și o formulare pe care eu nu o găsesc a fi ok sau a fi corectă sau a fi acceptabilă, pentru că timpul nu poate fi gestionat. O oră e tot o oră, o zi e tot o zi, o zi tot 24 de ore are și așa mai departe și la mine și la voi și la Elon Musk. Cred că, sau mă rog, formularea pe care eu o folosesc ca reper în direcția asta este self-management in time. Managementul meu, managementul propriu raportat la timp, că timpul trece, in a way or another, asta e situația. Însă self-management in time. Și atunci ce am discutat mă ajută sau eu le cadrez în direcția asta. Cum privesc chestia asta este energy management și attention management. Cred că astea sunt de fapt cele mai importante lucruri pe care le ai de manageriat. Urăsc to-do list-urile. Nu le folosesc pentru că to-do list-urile n-au niciun time frame și nu pentru mine n-au făcut sens. Pentru mine locul de organizare este calendarul. Pentru că am un număr de ore zile în care pot să fac lucruri. Și acum mă duc în calendar și mă uit și zic ok, aici în calendarul ăsta eu trebuie să-mi gestionez energia și atenția. Modalitatea în care îmi gestionez atenția este ce am vorbit până acum. Telefonul nu-mi sună niciodată, nu răspund când vor oamenii să răspund și așa mai departe. Și așa pot să-mi gestionez atenția, să fiu 100% acolo. Doi, partea de energie, mi-o gestionez după cum știu eu că am energie.
și anume știu că cea mai bună energia mea este între orele și orele, în prima parte a zilei, după care o energie foarte bună de management pentru mine este până în ora 2, după ora 10, sunt ok să fac management și așa mai departe, iar după ora aia sunt urgențe. Pur și simplu lucruri care urlă și nu mă lasă în pace și până la urmă tot trebuie să le rezolv. Dar așa văd lucrurile și în partea a doua zilei oricum nu prea îmi structurez foarte bine calendarul. Adică acolo poate să fie relaxare, că sincer și dacă se fac alea și dacă nu se fac, nu moare nimeni. Tot ajung unde trebuie. Dar bună observație. Time management-ul, timpul e același pentru toată lumea. Nu avem ce dracului să manageriem la el. Tot 24 de ore avem. Nu știu ce... Știi ce e interesant? Că e o adevărată industrie în jurul la fenomenul ăsta de time management. Și nu e vreo mare descoperire că de fapt singurul lucru pe care poți să-l gestionezi pe tine însuți, că e vorba de atenție, de energie, ce spuneai tu mai devreme, sau toate lucrurile care de altfel sunt în controlul tău sau sunt o alegere pentru tine, cum e să răspunzi sau nu la telefon, să ai sau nu telefon. Da, vezi, da. Uite, mulți oameni nu văd asta ca o alegere. Nu e, fac o presupunere că pur și simplu nu este, partea asta nu este în controlul tău. Nu este în controlul tău să nu răspunzi la telefon pentru că trebuie să răspund la telefon. Nu și-au pus niciodată problema că e în controlul lor, că aia este o alegere. De exemplu, stau și mă uit când merg cu Andreea la restaurant și mă uit în jur și văd cum stau la restaurant unul cu una și stau așa zeci de minute în șir fără să se uite unul la altul. I-am văzut pe doi, chiar râdeam cu Andreea, că mâncau amândoi, s-au așezat la masă și au comandat. După ce și-au comandat, au stat numai așa cu telefonul. S-au uitat acolo, au tastat, nu știu ce, și a venit mâncarea. Și acum mă întrebam, ok, ce o să facă? Acum o să lase telefonul deoparte. Nu mâncați așa, ok. Stăteau cu telefonul într-o mână, în partea asta, și cu furculița în cealaltă. Și se uita, mai tasta din când în când, se uita la mâncare, mai băga furculița, mai lua o gură. Și mă întreb, tu chiar crezi că ești interesant că faci chestia asta? Chiar crezi că te ajută să fii busy? Pentru că sunt mândri de chestia asta. Eu lucrez tot timpul. Eu lucrez și când mănânc. Eu lucrez și când, bă, lasă-mă, dracu, îmi place. E mai ușor să consideri că nu e o alegere, pentru că asta te scutește de responsabilitatea de a o face, acea alegere. Sau te scutește de responsabilitatea rezultatului. Dacă îți sună telefonul de 100 de ori într-o oră sau pe zi, poate vor ca să fie mai realist. Dacă sună de 100 de ori pe zi și ești din telefon în telefon, e foarte simplu să găsești o scuză de ce nu ți-au ieșit chestiile pe care ți le-ai propus. Pentru că ești busy, pentru că te-au impactat atâtea telefoane, pentru că. Ideea este că ceea ce ție ți se pare firesc, Răzvan, și anume această alegere sau eu știu, capacitatea de a face alegerea asta, este o chestiune de responsabilitate. Adică mă consider responsabil pentru timpul meu, acțiunile mele. Eu sunt responsabil dacă îmi sună sau nu telefonul, nu la care mă sună. Da. Bun, dragilor, pentru că tot discutăm de timp și de responsabilitate, v-aș ruga să începem totuși să intrăm într-o zonă de business, pentru că mai avem o oră. Nu, că îmi place. Da. Eugen? Îmi place subiectul ăsta. Good. Îți place, dar ești la tine acasă. Păi cum? Ești la tine acasă? Cred că fiecare e. Haideți să intrăm, că eu vreau aici niște chestii mai... Good. Le aliniez, Adrian, și pe astea. Uite, o parte din activitatea mea, cam 20-30%, acționez ca și consultant pentru alți antreprenori. Uh-huh. Am observat că mulți dintre antreprenorii cu care lucrez activează la un nivel inferior potențialului lor.
Ce considerați că e necesar ca un antreprenor să facă sau să nu mai facă pentru a trece la nivelul următor, pentru a trece la un nivel superior? Adică e clar că omul are un potențial mare și că o joacă mic. Da, ca să o formulez așa. Întreb pentru tine, da? Sau întreb în general așa pentru... Evident că se aplică și la mine, ceea ce consider că se aplică tuturor. Întrebările pe care le pun, indiferent cum le-aș formula, sunt în primul rând în interesul meu. Mă ajută și pe mine inclusiv chestia asta. Da. Vreți să reformulez sau să o fac mai precisă? Da, aș vrea să puțin mai specific. Adică ce vezi tu că îi oprește să-și atingă potențialul? Ce vezi, sau în comportamentele lor, că sigur îi vezi și zici, bă, ceva mă deranjează în comportamentul lor și îmi dau seama că își distrug potențialul pentru că fac aia sau fac cealaltă. Da, de deranjat nu mă deranjează în vreun fel, că altfel că ar fi complicat să se întâmple asta, pur și simplu le observ. Am învățat să mă detașez total de ce fac cei din jurul meu, pentru că sunt... parte din viața lor, nu din a mea. Dar rolul meu e să observ ca să pot să-i susțin. Altfel n-aș putea să fac asta. E o întrebare la care răspunsurile ar fi precise în funcție de caz. Asta ce ai formulat tu, Răzvan. Depinde de context. Ideea este că mă întrebam dacă există niște lucruri pe care v-au ajutat inclusiv pe voi sau pe care voi le promovați înspre oamenii cu care lucrați, ce îi pot face mai conștient sau mai bine ancorați în activitatea lor, astfel încât să meargă la nivelul următor. Orice ar însemna asta, până la urmă nivelul de evoluție e unul infinit, așa văd eu lucrurile, mă rog. Fiecare se află la un anumit moment dat, într-un anumit punct, pe scala asta. Băi, perspectiva mea, sau primul lucru care mie îmi vine în cap și pe care îl văd la foarte mulți antreprenori, este că nu își înțeleg rolul cu adevărat. Ei nu prea își înțeleg rolul în companie, care prin ce aduc ei cu adevărat valoare. Și de asta îi vezi consumându-și energia și timpul pe lucruri care pot să le facă alții, care nu intră în rolul lui de antreprenor. Și atunci, pentru că îți consumi timpul și energia acolo, fie că ți-l consumi pentru că ai tu o nevoie de apreciere mult prea mare sau ai tu nevoie să fii eroul companiei, eroul cuiva constant, și atunci trebuie să fii acolo, trebuie să fii acolo să vii tu cu soluția magică atunci când sunt probleme, trebuie să fii acolo să îți rezolvi tu problema de control prin a controla mijloacele, nu a controla rezultatul și așa mai departe. Cred că, din nou, cea mai mare problemă este faptul că antreprenorii nu-și înțeleg rolul, ce dracului, ce muncă au ei de făcut acolo, prin ce aduc ei cea mai multă valoare. Și nu înțeleg faptul că scopul lor este să aducă oamenii potriviți, liderii potriviți. Ăsta e puterea antreprenorului, să aducă liderii potriviți în ecuație. 2. Să mențină liderii potriviți pe direcția companiei, adică către viziune și misiune. Iar asta se face prin câteva obiceiuri concrete de management, cum ar fi stabilirea de obiective, evaluarea de performanță, evaluarea de progres și, normal, concedierea, lucru de care fug foarte mulți antreprenori. Și apoi nu înțeleg celelalte lucruri prin care ei aduc valoare. Una, networking-ul. Foarte mulți nu înțeleg că, și asta poți să o vezi și în viață, în sensul că care este cel mai mare dezavantaj al antreprenorului tânăr față de antreprenorului mai în vârstă? Network-ul. Ăsta e singurul. Nu informația, putem să ajungem amândoi rapid la aceeași
capacitate de a înțelege business-ul. Nu alte lucruri. Network-ul. Asta e diferența. Asta e diferența și te uiți, nu neapărat la antreprenori, te uiți diferența dintre un copil la 20 și ceva de ani și un adult, să zicem, la 50 de ani. Care este diferența între puterea lui de a rezolva probleme, puterea unuia sau altuia? Diferența cea mai mare o face network-ul. Pentru că te duci la tactul și îl întrebi, auzi, dar tu știi pe cineva care poate să-mi rezolve și mie problema asta? Și de cel mai multe ori faptul că a întâlnit mult mai mulți oameni în viața lui decât tine, are pe cineva care are o idee. Și din nou, nu, partea asta nu se înțelege bine cât de important este network-ul. Iar apoi, din network se duce foarte mult în partea de că e responsabilitatea lor să aducă finanțele necesare pentru scalare atunci când compania a ajuns la un nivel unde nu poate să mai scaleze cu propriul lor cash flow. Și din nou, e o responsabilitate pe care nu și-o asumă. Dar ăsta e rolul antreprenorului. Iar perspectiva mea este că motivul pentru care foarte mulți nu-și ating potențialul este, unu, că nu-și înțeleg rolul și, doi, nu își extrag mult prea multe lucruri pentru ei din modul în care fac lucrurile în prezent. Lucruri care sunt ca drogurile, sunt cum este alcoolul, nevoia de a fi erou. Este foarte greu să te tratezi de partea asta și să zici, ok, nu mai sunt eu eroul companiei. E foarte greu să nu mai ai posibilitatea să spui tu, eu am făcut asta, eu am realizat asta, eu sunt ăla care a avut victoria. Și deși sunt nocive pe termen lung, foarte mulți dintre antreprenori au o nevoie foarte mare să le primească zilnic. Și atunci, deși le arăți, ăsta ar trebui să fie rolul, deși le spui, asta ar trebui să fie modalitatea ta de management, imediat realizează faptul că, ok, dar eu din rolul ăsta și din modalitatea asta de management, eu nu pot să-mi extrag drogul, nu pot să-mi iau doza zilnică. Și atunci mă duc și îmi iau doza zilnică prin micromanagementul care eu știu să-l fac, astfel încât să pot să mă simt semnificativ. Domnul Adrian, ești mulțumit cu locul în care a mers discuția? Da. Un pic așa, da. Aici sunt mai multe aspecte. Primul este de leerul principal. Nu poți să... Nimeni o să evolueze vreodată când ne ducem noi și spunem trebuie să evoluezi. Oamenii evoluează și se schimbă doar dacă conștientizează ei acest lucru și își doresc ei. Și asta este un punct principal, pentru că în ultimii ani în România, cel puțin 15 ani, dar mai ales în ultimii 10 ani și înainte de pandemie, au luat o razna toate cursurile, trainingurile de dezvoltare personală. Lucruri luate motamo dintr-o cultură din America, în primul și în primul rând, da, care nu neapărat se potrivește cu ceea ce facem noi în România. Și e un proces pe care l-am văzut, că vine vorba de dezvoltare personală, că vine vorba de cursuri de psihologie și așa mai departe. Adică am văzut oameni care lucrau în corporații, au participat la o conferință de dezvoltare personală și au regăsit cartiera, s-au făcut, nu psihologi, că e mult spus, s-au făcut coach. Da? De ce? Pentru că, băi, dacă ăla poate, înseamnă că și eu pot și am descoperit că vreau să salvez lumea, să schimb oamenii, să eu sunt forța, asta mi-era misiunea vieții. Mie toate lucrurile astea mi se par extrem, extrem de superficiale și chiar îmi pare rău de oamenii ăștia care ajung să facă chestii de genul ăsta. Deci, nu cred că pot să schimb niciun antreprenor care nu-și dorește el să se schimbe. Acum, când vine vorba de ceea ce a spus Răzvan mai devreme, sunt perfect de acord cu rolul, cu asumarea rolului. Și când spun asumarea rolului, mă refer în primul rând la a înțelege responsabilitatea uriașă pe care o ai ca antreprenor din momentul în care ai început să faci prima delegare și ai început să ai primul angajat. Din momentul ăla, responsabilitatea ta nu mai este doar pentru familia ta, deja se extinde. Și la mulți antreprenori am văzut fuga asta de responsabilitate. Da? Refuză să-și asume tot ceea ce merge prost cu viața lor, cu ei, cu deciziile lor și ca atare și cu tot ceea ce merge prost în business. Tot timpul, sau în majoritatea cazurilor,
E proasta aia de vină de la HR, e idiotul ăla de la vânzări că n-a făcut vânzări și sunt cuvinte pe care le-am auzit de multe ori. Cuvinte pe care antreprenorii le spun despre oamenii lor, ceea ce este absolut șocant pentru mine, pentru că mereu pun aceeași întrebare. Oameni, dar cine i-a angajat? Nu tu i-ai angajat? Deci pasarea asta a responsabilității mi se pare că este frâna principală în dezvoltarea unui antreprenor. De departe, este blocajul principal. Până când nu înțelegem că totul, dar absolut tot ceea ce merge prost în companie este din vina și din cauza noastră, da, ambele, și din cauza și din vina noastră, și că lucrurile care merg bine ar fi bine să nu, să nu fie datorită nouă, ar fi bine să ajungem în situația în care sunt datorită echipei, oamenilor pe care i-am adus în companie, da? Liderilor pe care i-am recrutat. E, până când nu depășim momentul ăsta, nu vom evolua, indiferent ce înțelegem prin evoluție. Și aici vine și zona asta de superficialitate pe care eu o urăsc din tot sufletul meu și la mine, pentru că și eu am momente în care sunt superficial și mă văd, cum spuneai tu mai devreme, mă dedublez, mă scot din corp și văd că sunt momente în care sunt al naibii de superficial și vine să-mi dau palme și pumni în gură, dar o urăsc și mai mult când o văd în jurul meu și la angajați, dar și la antreprenori. Nu înțelegem că trebuie să ne ducem în profunzime. Extrem de mult, cum zice Musk, am pomenit mai devreme de Musk, trebuie să ne ducem la nivel de fizică, la nivel de atom. Când avem o problemă, trebuie să o disectăm cât putem de mult. Merg lucrurile bine? De ce merg bine? Ce s-a întâmplat acolo? Merg lucrurile prost? De ce merg prost? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Să pui întrebarea de ce de 1000 de ori, până când îți este clar unde ești, care este contextul, da? Și până când ai liniștea că ai înțeles foarte bine lucrurile. De superficialitatea și responsabilitatea, ca să închid, cred eu că sunt frânele principale. Super. Super, super. Mulțumesc. Cu siguranță, nu cred că poți să realizezi ceva cu adevărat mare până în momentul în care nu îți asumi o responsabilitate extremă. 100% responsabilitate. Adrian a zis, de exemplu, că e vina și e și responsabilitatea ta. Sunt multe chestii în care, asta e din perspectiva mea primul pas. Al doilea pas este să înțelegi că multe lucruri nu sunt vina ta, dar sunt tot responsabilitatea ta. Exact. Și exact. De multe ori avem scuza asta și de asta nu ne ducem unde ar trebui să ne ducem, pentru că zicem, nu e vina mea. E piața, e politicul, e aia, și atunci, real, da, nu e vina ta, e pandemia, nu e vina ta, nu tu ai mâncat liliacul, da? Nu e vina ta, însă, este tot responsabilitatea ta, este responsabilitatea ta. Și revin la ce a zis Freud. Oamenii spun că vor libertate, dar libertatea vine la pachet cu responsabilitate, nu merg una cu alta. Iar antreprenoriatul este o formă de libertate. Este o formă de libertate mare, da? Numai că cu cât ai mai multă libertate, dacă vrei ca libertatea aia să ducă într-un loc bun, ai nevoie să poți să-ți asumi responsabilitatea. Dar oamenilor le este frică de responsabilitate. De asta când eu aud constant și de la oameni angajați și așa mai departe, dar și de la antreprenori, ce-ți dorești cel mai mult? Libertate. Fuck you! Nu-ți dorești libertate. Nu-ți dorești libertate, îți dorești să nu mai fie vina ta de cel mai multe ori, îți dorești să nu mai ai asumare. Aia e ceea ce-ți dorești. Pentru că în modul în care pui lucrurile și mi le pui în față, la fel cum mi le pune mie în față, la fel cum îi le pun lui Adrian în față, sunt chestii de genul, nu, piața nu merge, nu am unde, nu poți să găsești oameni din ăștia buni. Nu sunt. Și după aia mă apuc și te întreb, ok, zi-mi ultimul trimestru, câte interviuri de recrutare ai făcut? Câți bani ai băgat în publicitatea către a promova rolurile astea unde este atât de greu să recrutezi? Puțin acolo am făcut să știi vreo 10 interviuri. 10 interviuri? Nu înseamnă absolut nimic 10 interviuri. Cam acolo suntem, știi? Dar e grea asta cu asumarea responsabilității, că asta ar însemna că ar trebui să fim o societate matură. Și nu suntem.
Și mai am un layer aici, înainte să mergem la următoarea întrebare. Băi, și motivația ta. Și asta e o frână pentru antreprenori. Pentru că suntem o generație, în antreprenoriat mă refer, da? Companiile românești sunt conduse de owneri, companiile stabile care sunt de succes, să zicem așa. Ownerii au peste 40 de ani și acum mai ducem un pic în jos, dar suntem generația crescută post-comunist și poate un pic și în comunism. Și asta vine la pachet cu niște traume și cu multe probleme. DC-ul este extrem de important când vii din antreprenoriat. Dacă DC-ul tău este să faci bani, băi, eu n-am nicio problemă cu asta, din contră. Foarte bine, foarte ok. Dar nu ești și frate să vii să spui că vrei să ajuți lumea și să schimbi planeta când tu știi bine că ți-e foame și faci business pentru că vrei să nu-ți mai fie foame niciodată, nici ție, nici familiei tale, nici copiilor tăi. Da? Când tu știi asta, nu veni să spui că tu vrei să schimbi planeta și că vrei să ajuți și să dreacu să le ia toate rahaturile astea pe care le aud în fiecare zi. Bă, nene, că vrei să faci bani, că nu e nimic în neregulă, e foarte bine. Da? Și dacă făcând bani mai schimbi și lumea, bravo ție, kudos. Da? Dar e exact, deci e tâmpenia asta când îi iau și întrebă, zic, ok, dă-mi și mie 10.000 de euro împrumut sau 1.000.000 sau, păi stai că n-am. Păi cum adică, vreau să mă ajut, că tu vrei să schimbi lumea, vrei să ajut pe toată lumea. Păi n-am. Păi de ce n-ai? Pentru că nu poți să ajut niciodată pe cineva decât din prea plinul tău. Și asta e foarte important. Niciodată n-ai să ajut pe altcineva decât din ceea ce ai tu mai mult. Nu din ceea ce ai tu mai puțin. Aia nu e ajutor, aia e altceva. Nu mai zic sacrificiu, pentru este, că știm este, asta este un podcast foarte bun de filozofie, pentru că vin și adaug ceva care mă scoate din minți, și anume rușinea românească. Pentru că să-mi fac picioarele dacă nu a fost întoarsă pe dos rușinea asta românească. Și de ce îi spun rușinea românească? Nu există rușine doar în România. Doar că în România ne e rușine de niște lucruri de care n-ar trebui să ne fie rușine. Dar n-avem nicio problemă cu lucruri pentru care ar trebui să intrăm în pământ de rușine în momentul în care le facem. De exemplu, am ajuns să fim mândri în loc să ne fim rușine de prostia noastră. Exact. Cam asta se întâmplă. Exact. Asta e marea noastră problemă. Dacă avem alte repere, domnule. Mândri de prostia noastră. Cum? Ce ai spus, Eugen? Eu spuneam că sunt alte repere luate în calcul. E mare dreptate cu ce zici. Dar asta se întâmplă, sau mă rog, asta e opinia mea pe subiect, că toată treaba asta are loc pentru că sunt alte repere luate în calcul. De asta unele lucruri sunt văzute ca o normalitate și ar trebui, de fapt, să fie tratate cu mult mai multă seriozitate și cu mult mai multă responsabilitate și cu mult mai multă asumare. Și altele sunt văzute ca un, eu știu, ca un cataclism, când de fapt sunt niște chestii care nu sunt atât de relevante și importante ca să depui atâta energie sau să faci, da, să faci atâta caz din situație. Uite, românilor le este rușine să spună atunci când sunt bun la ceva, pentru că aia este laudă și aia nu este ok. Lucru care mă scoate din minți. Pentru că dacă ești bun la ceva, ai maturitatea și tot ce ai nevoie să susții că ești bun la ceva. Dar în România e rușine să faci asta. La fel cum este rușine, exact ceea ce a spus Adrian, e rușine să vii să spui, băi, eu vreau să fac bani cu business-ul ăsta. Da, ok, dacă se poate să ajut și oamenii, nu vreau să fac rău la oameni, dar scopul meu principal este să fac bani cu business-ul ăsta. Dacă te uiți și spui speech-ul ăsta, oriunde, acum, te mănâncă Facebook-ul, TikTok-ul și Instagram-ul de intri în pământ. Iar apoi, noi ca români nu avem o... În engleză îi zice piele groasă. Eu nu știu cum să-i zic în română. Thick skin. Adică noi suntem foarte ușor agățați de o contrazicere sau de un reproș care ți l-a făcut cineva. Adică suntem instabili emoțional și imaturi din punct de vedere emoțional. Cam așa ceva. Nu prea avem noi un thick skin să suportăm realitatea. Pentru că mi-aduc aminte, am scris la un moment dat un fundament despre dezavantajele noastre ca români. Că avem destule, la fel cum avem și foarte multe beneficii și avem și foarte multe lucruri pe care le facem extraordinar.
Dar am zis despre, nu mai țin minte, cred că despre partea cu procedurile, că românii și mai sunt câteva societăți în care se celebrează mult mai mult eroismul decât predictibilitatea. Și pentru că în România celebrăm eroismul, nu te aștepta ca angajații să fie motivați să urmeze proceduri, pentru că să urmezi proceduri nu te face erou. Iar noi în România nu celebrăm predictibilitatea, noi celebrăm eroismul. Te duci în Germania, însă acolo se celebrează predictibilitatea. Și de asta vezi generații după generații care preiau business-uri din tată în fiu și așa mai departe și le duc foarte multe generații în față și le îmbunătățesc și așa mai departe. Sau la fel generații după generații de oameni care au avut un anumit tip de job și continuă să aibă jobul respectiv și să aducă predictibilitate în industrie, în business, în ceea ce fac ei, știi? Și doar am zis chestia asta și mi-au sărit în cap că nu sunt patriot și că am și plecat din România și că bla bla, că eu fac pe dracu și pe lacu. Acum, dacă dai în spate și nu ai un thick skin... Doctorule de neam și de țară. Exact. Eu și cu răposat. Dacă nu ai un thick skin, chestia asta te bagă în groapă și nu mai ești acolo. Sigur că cred că e complicat de generalizat vis-a-vis de au rezumat la nivel de, eu știu, de neam sau de antreprenori români. O mare majoritate în ce spuneți. Uite, voi îți recomand o carte și recomand tuturor o carte, Psihologia poporului român. Zic, mă aud? Da, te aud. Deci recomand celor care ne urmăresc și se recomand și ție Psihologia poporului român. Este scrisă acum câțiva ani de zile de Daniel David, dacă îmi scapă numele, da? De la Universitatea din Cluj de Psihologie. Este absolut fabuloasă cartea asta. Și nu e deloc complicat să generalizăm. Adică ăștia suntem ca nație, avem niște profile psihologice, avem niște tipare și ca antreprenori și ca nație. Uite, de exemplu, și asta am făcut și noi niște studii în termene, motivația principală a antreprenorului român este frica. 80% din antreprenorii români sunt motivați de frică. Versus în America, unde 75% sunt motivați de succes, deci vor să obțină ceva. Noi nu vrem neapărat să obținem ceva, noi fugim de ceva. Și asta este statistic relevant, adică 80% dintre antreprenori, așa suntem, ăștia suntem. Ne e frică de ceva, că de foame, că de să nu avem bani, că nu contează, dar fugim de ceva. Și asta e motivația noastră în antreprenoriat. Foarte faină discuția asta. Mă bucur că a ajuns până la urmă să devină eu știu, o poveste în jurul psihologiei sau filozofiei antreprenoriatului. Pe mine cel puțin mă ajută foarte mult ce povestim și sunt sigur că pe oricine are acces la discuția asta, cred că poate să ajute. Stai în comentarii, în jurături de la patrioți. Stai să începem imediat. Bă, eu nu mă simt că să știi că eu pe vremea când mă duceam la lăutarii puneam să cânte deci treceți fata mea în românei Carpați, adică potorcând să când să defilez, adică sunt în excelență. Cel mai mare patriot. Da. Răzvan, acel thick skin de care vorbeai, te rog Adrian, continuă. Nu. Spuneam că am foarte, nu știu, cred că am sute de kilometri, poate mii de kilometri de pas de defilare bătuți la viața mea. Încă mai bat pas de defilare când vreau să mă liniștesc, mă iau singur prin curte și merg în cadență eu cu mine pas de defilare. Și muzica care mă relaxează cel mai mult este muzica militară. Și câteodată chiar și aia rusească militară, că au niște chestii foarte faine. Hai că acum da, cu comenturile am rezolvat acum, Adrian. Ai șansa să o auzi destul de repede, niște muzică militară. Wow, nu! Mulțumesc, nu! Vorbeați mai devreme și n-am vrut să vă întrerup vis-a-vis de de responsabilitatea de a gestiona lucrurile din jurul nostru. Că într-adevăr, pandemia n-am creat-o
eu sau tu sau eu știu, unul dintre noi, ca să ne simțim responsabili direct pentru asta. Sunt în schimb responsabil 100% cum gestionez situația cu pandemia. Și mi-am adus aminte de o chestie care e un reper pentru mine, și anume am citit, cred, am văzut la un moment dat undeva, că viața e 5% ce ți se întâmplă și 95% cum reacționezi la ce ți se întâmplă. Și e o chestie faină care, care mi-a fost reactivată atunci când, când povesteai despre asta. Cât despre partea cu thick skin, cred că e tot o chestiune de asumare. Adică este absolut firesc să primesc un feedback de la voi, de la oricine stă la masă cu mine, că dacă am acceptat să mă pun la masa aia, este o chestiune de alegere. Dacă am acceptat să mă pun la masă cu cineva care reușește să vadă în mine lucruri care pot fi îmbunătățite, lucruri pe care nu le fac bine, pur și simplu, este pentru că îmi doresc să le aflu ca să le schimb. Dacă am acceptat să intru în povestea asta cu voi, chestie care, fac o paranteză, e tot mai interesantă și cu, cu largul vostru concurs m-aș bucura să mai am oportunitatea să mai povestesc cu voi. Este pentru că din astfel de discuții se naște, se nasc acei pași către next level de care întrebam eu mai devreme. Și atunci acel thick skin, dacă e luat ca o asumare, adică mi-asum că ceea ce urmează să aflu s-ar putea să nu sune bine dacă, dacă așa e. Dacă în schimb, doar o parte din thick skin, știi? E partea de a-ți asuma că nu ești perfect și că scopul tău nu este să fii perfect, scopul tău este să crești. De acord. O altă parte din thick skin însă este atunci când te duci și pui cu cel mai mult drag și cu toată experiența pe care tu o ai și vrei să o oferi celor din jur și te duci, să zicem, și pui un video sau pui un articol sau nu știu ce și zici, uite, să vă ajute și pe voi. Și apoi încep zeci, ai, să zicem, mii de oameni care îți mulțumesc pentru aia, dar ai vreo 100 care te înjură pentru nici nu știi ce. Na. Și unii dintre ei, să zicem că au un point, dar majoritatea dintre ei n-au niciun point. Și o parte din thick skin, ceea ce eu îl consider și consider o abilitate necesară de crescut de către orice persoană, este să-ți dai seama că ceea ce a spus persoana aia, când te-a înjurat, când n-a fost de acord cu ceea ce tu ai spus și a zis o bazaconie, când XYZ, îți dai seama că nu e despre tine. Nu pe tine te-a înjurat, n-a fost absolut nimic despre tine acolo. A fost pur și simplu despre durerile lui, despre o nevoie de a scoate durerea din el într-un fel sau în altul. Pentru că niciun om care nu este în durere nu are nevoie să scoată, du-te în pizda mă, că tu ești prost, nu știu ce vorbești. Niciun om care nu este în durere nu are nevoie să scoată așa ceva. Și era o vorbă în engleză, dar nu mi-aduc aminte exact cum îi zice, dar era ceva de genul că o traducere ar fi că cei care sunt persecutați ajung de fapt să fie cei care persecută. Și cam așa este, pentru că cei care suferă cel mai mult sunt cei care ajung să facă cel mai mult pe alții să sufere. Dar este foarte greu să te detașezi de toată povestea asta, să-ți asumi responsabilitatea și să zici, bă, nu toate lucrurile în lumea asta, chiar dacă sunt direcționate înspre mine, sunt despre mine. Nu sunt centrul universului. Dar noi avem nevoie să fim centrul universului în companie, apoi avem nevoie să fim centrul universului ca țară, că România este și drege și face și întoarce, că după aia ca planetă, ce șmecheră este planeta noastră și cât de tare e și cum se învârte în capul multora soarele în jurul planetei noastre, că și așa te duci și zici, uite, soarele s-a mutat de colo-colo. Nu, dragule, nu.
pământul s-a mutat. Soarele a stat acolo, doar pământul s-a mutat. Ar trebui să înțelegem mai bine că nu se învârte nimic nici în jurul planetei noastre, nici în jurul țării noastre și nici în jurul nostru. Nu suntem centrul universului. Dar e destul de greu să accepți asta. Să, în engleză îi zice humility, la noi îi zice smerenie. Și avem nevoie de partea asta. Avem nevoie de mai multă smerenie. Nu sunt toate lucrurile despre noi sau făcute să ne... Pentru că de acolo se nasc și majoritatea teoriilor conspirației. Când îi vezi cum ăia mari vin și te fură pe tine și ce ne-au făcut nouă și te crezi chiar atât de important încât ăia mari să le pese de tine? Da, un reality check nu strigă niciodată. Cu permisiunea voastră duc discuția din nou într-o zonă mai pământeană a afacerilor. Și vreau să vă întreb o chestie despre diferențiatorul în business. Părerea mea e că diferențiatorul e un aspect extrem, extrem, extrem de important. Că este cel care reușește să facă piața sau să facă, nu știu, clientul să înțeleagă de ce te-ar alege pe tine în detrimentul altcuiva. Ca să o simplific așa. Eu am o mică teorie pe care vă prezint foarte scurt. Și anume, eu împart diferențiatori în două. Diferențiator concluzie și diferențiator premiză. Diferențiatorul concluzie, pe scurt, este diferențiatorul pe care îl simți după ce ai testat serviciul sau produsul. Adică ajung la concluzia că discuția asta cu voi e interesantă după ce deja parcurgem o parte din ea și e clar, îmi dau seama de asta. Și sunt dispus să o mai fac. Da? Deci deja am simțit asta, e ok, un diferențiator concluzie. You got the point. Diferențiatorul premiză este însă acela pe care clientul îl simte înainte de a fi gustat din serviciu sau produsul tău. Adică reușește cumva să-l ducă la punctul în care gustă din serviciu și produsul tău. Mm-hmm. Are sens ce zic? Da, pentru că este... Întrebarea mea acum e următoarea. Care considerați că sunt cei mai buni diferențiatori premiză? Mm-hmm. De ce întreb de ce-i premiză? Pentru că diferențiatorii concluzie i-am regăsit mai mult în piață și mi-am dat seama că și la mine e mai ușor să implementez. Adică dacă cineva intră în contact cu business-urile pe care le am și are parte de chestiile pe care le facem noi, într-o proporție mare se întoarce pentru că e ok. Good. Rămâne întrebarea, care considerați că sunt cei mai buni diferențiatori premiză? Ăștia nu sunt triviali de definit din punctul meu de vedere. Aici atunci... răspunsul meu e simplu și apoi îl las pe Adrian să spună perspectiva lui. Dar răspunsul meu este extrem de simplu în partea de diferențiator de tip premiză. Pentru că cel mai puternic dintre toate, nu ca tehnici, ca orice altceva, este brandul personal al antreprenorului, al liderului. Este cel mai puternic diferențiator în partea de premiză, este cel mai puternic mod de a-ți face compania unică, pentru că tu ești unic. Asta dacă nu te duci prea mult în românismul trecut, care începe să se mai dilueze, și anume să nu fii autentic. Pentru că mulți... încearcă să-și facă un brand personal, încep să vadă puterea unui brand personal, fie în recrutări, fie în achiziția de clienți noi, fie în diferențierea companiei, numai că încearcă să o facă corect. Să nu cumva să zic cuvântul ăla că voi fi perceput așa, să nu cumva să zic că mă enervează chestia aia pentru că după aia o să-i alung pe ăia care iubesc chestia aia. Și de fapt, tot ce am zis aici este ceea ce nu creează un brand personal. Pentru că brandul personal este creat prin polarizare. Nu avem altă șansă. Unii ne vor urâ, iar alții ne vor iubi. Dacă suntem călduți,
Nu ne iubește nimeni și nu ne urăște nimeni, dar nici nu ne dă nimeni atenție, nici nu ne diferențiază, nici nu nimic. Asta e perspectiva mea, că ăsta e cel mai puternic diferențiator la modul în care tu ai pus acest framework. Domnul Adrian, vă rog. Da, eu o văd legată zona asta de diferențiator în contextul ăsta al discuției noastre și de o zonă de avantaj competitiv. An de zile, când am început povestea asta cu implementarea Fortitude-ului pe vremuri și am început să facem ședințele trimestriale, în primele 20-25 de trimestriale am făcut a doua zi conform metodologiei lui Răzvan o singură dată, prima. A doua zi era legată de viziune, misiune, valori, toată zona asta așa un pic filozofică. Și iar eu am scos-o instantaneu, adică n-am rezonat cu ea și nici n-am mai aplicat-o câțiva ani de zile. Pentru că ulterior să-mi dau seama că de fapt și de drept este elementul principal și este de departe cea mai critică zonă la care trebuie să fii atent. Diferențiatorul, așa cum îl văd eu, zona asta de vrem personal total de acord cu ea, tot ceea ce a spus Răzvan, eu o văd o tehnică, e o modalitate, o tactică, o modalitate de a face ceva. Eu cred că diferențiatorul principal vine din valori și din modul în care din modul în care tu te comporți ca antreprenor, din modul în care compania se comportă, din modul în care vă comportați și intern și extern și din simbioza între cele două lucruri, da? Din autenticitatea valorilor și din autenticitatea comportamentelor voastre. Și ăsta mie mi se pare că este de departe cel mai mare diferențiator. Uite, și îți dau exemplu meu personal cu compania asta, cu termene. Noi am intrat într-o piață unde erau deja 20 și ceva de competitori, existau multinaționale, se făceau tot felul de lucruri, de combinații, deci era o chestie absolut înfiorătoare. Și cu toate astea am reușit în 7-8 ani de zile, foarte încet spun alții, eu sunt destul de mulțumit cu rezultatele, să ajungem jucătorul principal din România. De ce? Pentru că am fost autentici, am fost sinceri, când am avut lucruri de pus pe masă, le-am pus pe masă, când am dat-o în bară, am spus, băi, am dat-o în bară, ne-am asumat toate rahaturile pe care le-am făcut, ne-am asumat că greșim, eu mi-am asumat că majoritatea deciziilor mele sunt idiote și sunt proaste și așa este, în continuare, marea lor majoritate se dovedesc ar fi... Majoritatea ideilor mele se dovedesc ca fi niște tâmpenii și niște idioțenii, deși alocăm resurse de sus sau alocăm mai puțin. Deci, autenticitatea valorilor și transformarea lor nu puse pe pereți, scrise pe pereți și lăsate acolo să le vadă vizitatorii, să ne mândrim cu ele, ci trăite fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare decizie pe care o iei, adunată cu de ce-ul. Bă, de ce fac chestia asta? Bă, o fac pentru bani, cum spuneam, foarte bine. Asumă-ți și fii sincer că o faci pentru bani. Îți rezolvă, adică devine cel mai puternic diferențiator. Și intern în companie, pentru că avem o problemă. Și în industria ta, și eu sunt în aceeași industrie, da, în zona asta de IT, trebuie să și recrutăm oameni, trebuie să aducem oameni la noi. Păi, dacă nu avem valori autentice, nu avem nicio șansă. Pentru că concurența cu bani ni spulberă, ni ia instantaneu. Dar și în relația cu clienții. Anul trecut nouă ne-a luat foc data center-ul din Franța. Și a fost o chestie înfierătoare. Nu doresc nimănui să treacă prin povestea aia, să te trezești într-o noapte că 7 ani de muncă se duc dracului și a venit incendiu în cel mai prost moment din acei 7 ani, în momentul în care eu și soția mea ne certam cu partenerul și cu prietenul nostru cu care începusem business-ul și eram în niște discuții absolut înfierătoare. Deci a fost un context dramatic și în dimineața aia, la 8:30, am dat drumul la Facebook și am spus, guys, uite ce s-a întâmplat, uite ce facem, asta este un shutdown total. Deci vă dați seama, ars tot. Au ars câteva zeci de mii de servere, noi aveam 9 servere, 8 au ars, nu ne-am mai recuperat niciodată. Și am reușit să fim înapoi în 42 de ore. Concurența noastră a stat 3 săptămâni căzută. Modalitatea lor de comunicare, au pus o postare pe site și au anunțat, suntem căzuți, vă anunțăm noi când ne revenim. Noi știți ce am făcut? Am sunat de la ora 8:30 până la ora 4, toți cei 2000 de clienți plătitori, pe toți. N-a scăpat unul. Și dacă nu ne-a răspuns, l-a mai sunat de 3 ori. Până când ne-am asigurat că oamenii înțeleg că avem o problemă și că avem nevoie să fie indulgenți cu noi. Exact asta am făcut, le-am explicat și le-am zis, băi, guys, avem nevoie să fiți alături de noi. Fără, exact cum spunea Răzvan, cu smerenie, fără, vai, lasă că o rezolvăm. Nu. Nu știm când se va rezolva. E momentul în care avem nevoie de voi. Și din 2000 de clienți, 3 ne-au amenințat că pleacă și nu știu dacă a plecat vreunul până la urmă, dar știu sigur de unul că nu l-a mai vrut eu client. O luase razna, ne plătea 100 de euro și ne-a amenințat că ne dă în judecată.
Deci ca și concluzie, valori, comportamente, autenticitate, cred că sunt de departe cel mai puternic diferențiator pe care putea să-l avem. Total de acord. Bun, nu? Bun. Mai ales că toată partea asta se reflectă în brandul tău personal. Și de fapt asta și spuneam, că e problema celor care vor să-și creeze un brand personal și încep să vadă puterea, este că nu-și exprimă cu adevărat valorile, pentru că încearcă să fie corecți. Dar valorile noastre sunt corecte pentru noi. Ai încredere că există mulți alții care rezonează la acele valori. Acum, dacă ești total defect și în valoarea ta este să alegi după copii pe stradă, du-te întâi la psihiatru. Dar dacă nu, în valorile tale observi că nu există ceva, o nevoie de a face rău cuiva, ci este pur ori o nevoie pentru tine, ori o nevoie pentru cei din jur, fuck it. Nu contează că alții nu le au exact ca tine. Sunt unii care le au și vor veni lângă tine. Uite la Trump. Uite la Putin. Că toată lumea dă cu pietre în Putin cât de nenorocit e. Este, da, nenorocit. Dar mai mult de jumătate din Rusia îl urmează și îl idolatrizează. Cu toate valorile lui idiote, cu toate lucrurile care se știu despre el, Hitler, la dracu, cred că a avut ceva urmăritori. Da? Acum, nu încerca să devii ăla, dar spun că oricât de corect ai încerca să fii, dacă nu ești tu, dacă tu ești ăla, supermanul ăla, perfect corect și cu adevărat ești tu, vei transmite asta. Dar dacă nu, nu-ți fi frică pur și simplu să fii tu. Iar apoi, ceea ce spunea Adrian, nu-ți fie frică să impui în propria ta companie ceea ce tu consideri că este corect să fie făcut. Nu-ți fie frică de asta. Pentru că din ce în ce mai mulți îi văd, bun, eu am niște valori, dar eu am acum 30 de angajați și acum vrem să stabilim valorile companiei și trebuie să îi luăm pe toți angajații ăștia și să fiecare să-și spună valorile și acum să facem o medie ca să creăm valorile companiei. Doamne ferește! Este o idioțenie totală. Ai niște valori, tu ai pornit jucăria, creează-ți-o pe valorile tale. Cei care rezonează cu valorile alea vor rămâne și vor fi fericiți. Cei care nu vor pleca în altă parte la altcineva care are valori ca el. De asta spuneam de foarte multe ori că scopul culturii într-o companie este să creeze un rai pentru oamenii potriviți și un iad pentru cei nepotriviți. Pentru că atunci nu mai ai nevoie să mai concediezi pe nimeni, pentru că fug. Dar creează rai pentru cei potriviți, creează rai pentru oamenii, să zicem, uite cum are Adrian nevoia asta de transparență totală. Bun, creează un rai pentru oamenii care iubesc asta și crede-mă că toți ceilalți, pentru toți ceilalți să fie un iad. Pentru toți cei care au nevoie să-și ascundă mereu rahatul supreș, va fi un iad pentru ei. Păi oricum nu-i vrei și atunci e perfect așa. Da, dar problema e că îi vrem cam pe toți. Și ca și clienți și ca angajați. Asta e problema. Îi vrem pe toți. Și toată lumea să ne placă. Toată lumea. Că noi suntem Dalai Lama. Nici măcar pe Dalai Lama nu-mi place toată lumea. Și nu zice săracul nimic rău. Doar de bine zice. De acord. Super. Super, super. Apropo de rai și de valori, mi-am adus aminte de o chestie ce am primit-o de la un mentor de-al meu, că rai sunt inițialele de la trei lucruri esențiale: responsabilitate, autenticitate și integritate. Și am ales să vă spun asta pentru că am amintit, eu știu, în povestea noastră lucrurile astea, mai puțin parte de integritate. N-am atins-o până acum, dar mi-am adus aminte de subiect. Super, mulțumesc frumos amândurora. Apropo de integritate, ca să
Astea, s-o atingem și pe asta, da, zi. Integritatea din perspectiva mea nu este altceva decât să trăiești în propriile valori. Integritatea nu e despre ceilalți. Integritatea e despre tine. Dacă tu ești confortabil și trăiești cu adevărat în propriile valori, very good. Momentul în care nu mai ești un om integru este momentul în care încerci să trăiești după anumite lucruri care speri că îți vor aduce niște anumite beneficii așteptate, dar nu sunt deloc parte din tine. Atunci nu mai ești integru. Eu nu cred că ține despre oameni care mint, oameni care fură, oameni care nu știu ce, pentru că toți avem comportamentele astea. Apropo de chestia asta, lucru care nu vrea să-l accepte nimeni. Nu vrea să vin oameni și zic eu nu fur, eu nu mint, bullshit. Toți avem comportamentele astea. Numai că unii am învățat să le facem într-un loc în care nu facem rău altora. Iar alții le folosesc ca mecanisme de apărare sau de atac sau de a putea să rămână cât de cât întregi pe parcursul vieții pentru că nu vor să-și asume ceva mai sus. Și cum spun asta, unde fur eu? Spun unde fur. Câteodată când mă mai apucă joaca pe calculator și intru să mă joc Counter-Strike sau nu știu ce alte prostii care mai plac mie din când în când, sunt momente în care îmi iau cheat-uri și mă duc și mă bat cu ei. Asta e. Acolo fur eu. Nu-mi permit să fur în alte locuri, dar comportamentul ăla există în noi. Există, pentru că dacă există comportamentul de a fi onest, există și cealaltă parte în tine. Există undeva. Ideea este unde îi dai voie să se exprime. La fel cum există parte non-violentă în noi și există parte violentă. Acum, dacă te duci și faci antrenamente de box, faci antrenamente de nu știu ce, să poți să scoți partea aia violentă din tine într-un loc safe, în care toată lumea e de acord și știe responsabilitățile, e ok. Problema este când lași partea aia violentă să îți rezolve o problemă cu unul în trafic sau să îți rezolve o problemă cu nevastă ta. Atunci e o problemă. Da, am terminat slujba. Aici e un subiect foarte important. Povestea asta cu ce comportamente avem în noi și de ce suntem capabili. Eu văd lucrurile în felul următor și vă recomand aici Peterson, pentru că are câteva videouri foarte faine pe topicul ăsta. Oamenii buni, cu adevărat buni, sunt acei oameni care se cunosc atât de bine pe ei, au coborât atât de mult în hăul lor, în prăpastia din sufletul lor, până când au văzut monstru care zace în ei. Până când au văzut și au înțeles că în fiecare din că în ei, zace un criminal, un hoț, un trișor, un ce vreți voi. Știu chestiile astea, știu că sunt capabil să le facă, dar aleg în fiecare zi, în fiecare context, aleg să nu facă acel lucru. Este o alegere, nu este o incompetență. Sau în contrast, oamenii care sunt, sau o inocență, exact. Oamenii inocenți nu sunt oameni buni. Oamenii inocenți pot face oricând așa, pentru că îi controlează altceva. Oamenii buni sunt oamenii care aleg să nu-i dea lui în cap la semafor, aleg să nu-și bată nevasta, aleg să facă lucrurile bune versus lucrurile rele pe care ar putea să le facă. Și da, câteodată în viață, alegi să faci lucruri rele. Alegi că se întâmplă, dai o alegere și ți-o asumi. Și ăla e un om bun, indiferent de alegerile. Total de acord. Amin. Da, așa, exact. Zâmbeam în timp ce povestea Adrian, pentru că constat, uite, ne apropiem de finalul discuției noastre, mai 9 minute, constat că până la urmă live motivul poveștii astea au fost alegerea și responsabilitatea alegerilor. Fără să îmi propun asta în vreun fel eu și nu cred că ați făcut-o nici voi înainte, constat că în direcția asta ne-am dus și mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că lucrurile astea sunt, din punctul meu de vedere, un fundament pentru succesul
în viața personală sau în afaceri, unde, pe unde vrem noi. Dacă există ideea asta, awareness-ul, cum să zic asta, conștientizarea. Dacă există conștientizarea responsabilității și conștientizarea faptului că tot ceea ce facem este de fapt o alegere și nu suntem victimele unui sistem sau unor împrejurări, cred că se schimbă foarte mult și abordarea și rezultatul. Eu vreau să-ți mai puntez aici ce părerea mea despre succes, pentru că e un cuvânt cu extrem de multe interpretări. Și fac lucrul ăsta și în trimestriale și cu antreprenorii cu care, chiar și cu cei care lucrează în grupa de implementare, și rog tot timpul să specifice ce înțeleg ei prin anumite cuvinte care sunt așa foarte generale. Pentru mine succesul, și sper să ajung în viața asta la succes, este acel moment în care sunt împăcat cu mine, în care în sufletul meu este liniște cu privire la toate deciziile pe care le iau, că ies bine, că nu ies bine și așa mai departe. Asta e pentru mine personal, asta înseamnă succes. Sub nicio formă nu mai înseamnă 1000 de euro în cont, 3000 de euro, 20 de angajați, 20 de mii și așa mai departe. Fiecare înțelege ce vrea el de succes, dar am vrut să specific pentru mine personal și de unde vin lucrurile despre care am povestit mai devreme. Din viziunea asta, obiectivul ăsta al meu. De a ajunge și odată în viața asta să fiu extrem de liniștit cu tot ce se întâmplă. De a fi împăcat cu mine însă, da, asta e. Mai e un Răzvan, vreo adăugare pe subiect? La ce înseamnă succes? Da, exact, te rog. Sincer, nu știu. Nu știu. Pentru că nu pot să-l văd. Văd viața mult ca o călătorie, mai puțin ca o destinație în sine. Și e plin în viață, pe parcursul călătoriei ăștia, de succese și de eșecuri. Și cred că pur și simplu fac parte din viață. Nu, am avut mult timp. Căutam aia ca succes, știi? Căutam, la început normal am căutat banii ca succes. Am vrut banii aia, după care am vrut să trăiesc într-un anumit fel. Am vrut să trăiesc pe malul mării, să am oameni care să-mi facă grădina și să aibă grijă în casă și să trăiesc în Dallas, pentru că aia aveam eu un cap că înseamnă succes. Problema este că după ce le atingi, a fost un moment plăcut, dar după what's next? Și atunci, pentru mine e o serie de succese. Cred că se schimbă constant, de aia nu cred că pot să-i dau o definiție. Adevărat, o definiție fundamentală înseamnă să fie ceva care te împlinește. Numai că ce te împlinește se schimbă constant. Au fost momente în care am avut nevoie de liniște și am lucrat, cum zice Adrian, și am lucrat cât de tare am putut eu să-mi câștig liniștea din toate punctele de vedere. Business, familial, personal și așa mai departe. După ce am câștigat-o, din nou s-a schimbat ce înseamnă succesul și am vrut mai mult un haos. Încă nu sunt pregătit să vă povestesc despre noul haos care mi-l creez în viață. Voi povesti la un moment dat. Dar, din nou, e probabil voi lucra spre nou succes o perioadă de timp până când ajung acolo și după aia iarăși se schimbe succesul. E adevărat, am o viziune pe 40 de ani, dar n-am de gând să aștept finalizarea viziunii respective ca să am succes, că mă plim nebunesc. Da, mi-e greu, de asta nu vreau să răspund, că nu am ceva clar. Încă mă chinui să înțeleg ce înseamnă pentru mine succes. Știu ce înseamnă împlinire, dar succes nu. Super, mai avem timp de o întrebare? Te rog. Te rugăm. Eu am mai multe, dar nu mai avem timp.
Să aleg una. Da, o să iau una exact pe... Promitem că mai facem un episod cu tine. Îți mulțumesc, apreciez. Foarte plăcut. O să iau una pe, pe partea de management și chiar pe sisteme, procese și proceduri. Că aici, aici s-a bătut multă monedă, cel puțin de voi doi. E indicat să implici oamenii în dezvoltarea sisteme, procese, proceduri sau mai degrabă să le dezvolt eu ca antreprenor într-o formă inițială și să le ofer oamenilor, susținându-i ulterior să le adopte? Considerați că gradul de însușire, de asimilare e mai ridicat dacă sunt implicați direct? Te rog, Adrian. Nu, ne bucurăm că ai pus o întrebare la care trebuie să răspundem scurt, adică nu trebuie să stăm foarte mult. Zi, dragule. Nu, zi tu, nu, te rog. Măi, eu n-am de gând să fac procedurile nicio companie de-a mea. Am făcut-o ca să învăț ce înseamnă proceduri, am făcut-o ca să știu ce înseamnă procedură proastă, procedură bună și mai departe, dar n-am de gând să fac chestia asta pentru că liderii pe fiecare departament în parte ar trebui să știe mult mai bine ca mine ce înseamnă proceduri bune în departamentul lor, atâta timp cât eu le dau ce este important și ce nu. Iar modalitatea în care le dau ce este important și ce nu este prin viziunea obiective. Odată ce le-am stabilit, astea sunt prioritățile, asta e ceea ce este important pentru mine, măsurabil. Da? De acolo e problema ta ca lider să-ți creezi proceduri eficiente astfel încât lucrurile alea să se întâmple. Iar pe partea asta de adopție a procedurilor, singurul motiv pentru care oamenii nu adoptă procedurile este un leadership prost. Nu sunt alte lucruri. Eu am avut o parte din cariera mea în care m-am chinuit cu tot felul de bonusuri, de pupături în cur, de toate chestiile care puteam eu să le fac, doar să facă ceea ce vreau eu să facă. Iar apoi, mare parte din cariera mea, pur și simplu am spus ok, trebuie făcute proceduri, au venit, le-am verificat, le-am testat on field, adică oamenii au avut responsabilitatea să le testeze, să-mi aducă cifrele, după care există obligativitatea să le urmărești. Este rolul tău? N-am altceva de zis acolo. Eu nu complic mai mult de atât. Acum, că liderul din departamentul respectiv ar trebui să-și implice angajații în momentul în care creează acele proceduri, pentru că nici el nu știe exact fiecare om cum îi arată munca și așa mai departe, este din nou altă mâncare de pește. Dar la fel, de exemplu, merg pe soluția de când am de proceduralizat o companie rapid, este să aduc o companie externă care cu asta se ocupă, stă 3 luni, aduc 2-3 oameni care stau 2-3 luni în companie, urmăresc fiecare om, fiecare rol, cum își face treaba, documentează procedurile, iar de acolo avem situația, uite așa stăm acum. Nu înseamnă că e bine sau rău, dar trebuie să știm cum stăm acum, cum se face munca acum. Iar de acolo fiecare lider are treaba să-și îmbunătățească partea respectivă. Mai mult de atât eu nu am de... Super! Da, eu cred că e fundamental greșit să te duci top-bottom cu povestea asta. Responsabilitățile, procedurile, procesele, toate bottom-up, deci de jos în sus. Și nu, eu urăsc procedurile, le urăsc din tot sufletul meu. Nici nu știam ce sunt până acum 7-8 ani de zile când și făceam antreprenoriat de câțiva ani, când am înțeles despre ce e vorba, mi s-a ridicat părul în cap. Dar asta este, trebuie să lucrăm cu ele. Dar eu ca antreprenor nu vreau să aud de procese și proceduri. Ca CEO, da, nu funcționează, nu se poate altfel.
Și recomandarea pe care o dau tuturor antreprenorilor cu care lucrez, asta este, adică așa facem implementarea sistemului de management TBF. Nu ne apucăm să scriem noi responsabilitățile oamenilor, ne ducem la oameni, le luăm de la ei prima dată, după care intrăm într-un loop de feedback și le calibrăm până când ajungem cu ele într-o formă verificabilă și măsurabilă ca să putem să ne ducem și în zona de procese și de procedură. Un ultim lucru care vreau să-l zic aici, care din păcate puțin îl înțeleg. Cel mai important lucru în îmbunătățirea procedurilor, cel care duce cel mai mult la îmbunătățirea procedurilor constantă, este obligativitatea în urmărirea lor. Aia duce. Motivul pentru care majoritatea companiilor nu își îmbunătățesc procedurile este că oamenii nu sunt obligați să le urmărească și atunci ceea ce fac după capul lor. Și atunci de ce s-ar îmbunătăți ceva? Numai că în momentul în care ai o procedură, fie ea neoptimizată, și oamenii tăi au activitatea să urmărească o procedură proastă, crede-mă că îl trag de urechi pe managerul lor să le îmbunătățească procedurile. Punct. Iar apoi treaba ta ca antreprenor... Procesul sfânt, da. Iar apoi treaba ta ca antreprenor este să vii și să pui obiective, ok, în colaborare cu top management și așa mai departe, dar odată ce tu ai venit și ai pus ca obiectiv, noi avem nevoie să creștem viteza de producție de la X la Y, atunci ei sunt obligați să se ducă în proceduri și să facă ceva în procedurile respective, astfel încât asta să devină posibil. Și atunci obiectivul împinge dezvoltarea și optimizarea procedurilor. Pentru că dacă nu există un obiectiv de creștere, de îmbunătățire, de ce s-ar îmbunătăți procedurile? Bun, dragilor! Mi-a plăcut discuția asta filozofică, mi-a plăcut foarte mult de tine, dragule. Sper pe stilul tău, așa. Da, pe stilul meu. Care-i problema cu stilul meu? Nicio problemă. Ne place stilul tău. Bun, dragilor! Like it. Mulțumesc, Adrian! Mulțumesc, dragule! Mulțumesc, Răzvan! Mulțumesc, Eugen! Povestim! Zi faină! Vă mulțumesc și eu amândurora! Toate cele bune! Vă salut! Ei, dragilor, dragilor, dacă ați urmărit acest episod, dacă vă place, intrați pe tbf.ro și înscrieți-vă la newsletter în care primiți fundamentul zilei în fiecare zi, primiți filosofia de duminică în fiecare duminică, dați un subscribe pe YouTube dacă sunteți pe YouTube, astfel încât să nu pierdeți niciun episod din TBF Show și știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.